episoadele trecute am înțeles cât de important este orgoliu, desfrânarea și păcatul, care ne duc în divin. Prin Biblia secretă se distruge credința că e ceva rău în lume, că Dumnezeu face ceva rău. De fapt, nu se poate dacă El face totul perfect. Nu face nimica rău. Nu am vrea noi să suferim, dar suferința este o etapă spre îndumnezeire, deci nu este rea. Bun și rău este calea divină, orice se întâmplă este perfect divin. Nu există ceva mai bine decât altceva, căci totul e făcut de El perfect. Continuăm cu Matei 16:15. Săturarea celor 4.000 de oameni. În vremea aceea veniră din Ierusalim la Iisus farisei și cărturarii și ziseră: pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor și nu se spală pe mâini când mănâncă? Iar el, luând cuvântul, a zis: dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a poruncit așa: cinstește pe tatăl tău și pe muma ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mumă să fie pedepsit cu moartea. Voi însă spuneți: cine va zice tatălui său, mamei sale, a fi rosit am Domnului, cu ce te-a și putut ajuta? Nu mai trebuie să cinstească pe tatăl său și pe muma sa și va fi fără vină. Deci ați desfințat legea lui Dumnezeu pentru rânduiala voastră. Păi așa s-a întâmplat și la afirmația: eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Au desfințat legea lui Dumnezeu ca să pună un om în locul lui Dumnezeu. Nu au desfințat legea divină pentru rânduiala lor ca să poată să facă o religie și o biserică. Fățarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia când a zis: poporul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ei, asta s-a și obținut. Și cei care l-au înlocuit pe Dumnezeu, un Iisus mai sus, pune aici că sunt fățarnici și îl cinstesc pe Dumnezeu doar cu gura și cu buzele, dar inima lor este departe de Dumnezeu. Ce frumos spune despre cei care l-au ridicat pe Iisus mai sus. Și asta s-a și întâmplat. În biserică se cinstește cu gura și cu buzele, dar inima le este departe de Dumnezeu. Zadarnic mă cinstește, învățând învățături ce sunt porunci omenești. Corect. După care, chemând la sine mulțimea, le zise: ascultați și înțelegeți. Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, dar ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Problema este că de unde știm că ceea ce iese din gură spurcă pe om? Dacă explicațiile tale se referă numai la Dumnezeu, ca și cauză unică a tuturor lucrurilor, atunci te închini la Dumnezeu. Dar dacă explicațiile tale se referă la un locuitor al lui Dumnezeu și îl înlătură pe Dumnezeu din lumea și din viața lui, aceea este blasfemie, ură pe Dumnezeu, cultivă ura și taie legătura cu El. Și fac pe oameni să se împotrivească lui Dumnezeu. Măsura în care se închină la un locuitor, se împotrivesc lui Dumnezeu. Te închină la Dumnezeu numai atunci când îl vezi peste tot. Numai atunci te închină la Dumnezeu. Dar dacă nu îl vezi peste tot, te împotrivești lui. Înseamnă că privești lumea și nu la El. Exact situația aceasta a avut-o Adam la facere, când s-a uitat prea mult timp la lume și a petrecut prea mult cu ea. Atunci, apropiindu-se, ucenicii îi zic: știi că fariseii, când au auzit acest cuvânt, și-au ieșit din fire? Iar el, răspunzând, le zise: orice sad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Deci acolo unde nu este Dumnezeu, va fi mamona, va fi diavolul. Deci dacă în exprimările noastre nu punem ca și cauză a tuturor lucrurilor pe Dumnezeu și nu ne referim la El, nu la oameni, ne referim la diavol atunci. Dacă nu la El, la diavol. Dacă Dumnezeu lipsește din explicațiile și afirmațiile noastre, atunci numai diavol e prezent. Și deja am intrat în blestem divin și Dumnezeu ne va ataca ca să ne arate că numai El este peste tot. Lasă-i pe ei, sunt călăuze oarbe orbilor. Orb pe orb de-l va duce pe drum, amândoi vor cădea în râpă. Deci, în momentul în care tot ceea ce exprim nu se referă la Dumnezeu, ca și cauză unică a tuturor lucrurilor, atunci tot ceea ce afirm este împotriva lui și a început să cazi. Atunci Petru luă cuvântul și zise: deslușește-ne nouă pilda aceasta. El răspunse: acum sunteți și voi nepricepuți? Nu înțelegeți că tot ce intră în gură
se duce în pântece și se aruncă în cloacă, pe când cele ce ies din gură purced din inimă și acela spurcă pe om. Căci din inimă purced gânduri rele, omoruri, precurvii, curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase și hule. Acestea sunt care spurcă pe om, dar cu mâini nespălate a mânca nu spurcă pe om. Iar după ce a ieșit de acolo, s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului. Deci, când afirm lucrurile și pui cauzele în oameni și ataci omul la persoană și te referi la om, ceea ce spui este o spurcăciune, că nu este adevărat. Oamenii nu lucrează independent, ei nu fac ceva de capul lor, ci numai la comandă de sus. Deci în fața ta îl ai doar pe Dumnezeu, numai El vorbește. Și iată o femeie cananeiancă, din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga și zicea: miluiește-mă pe mine, Doamne, fiul lui David. Fiica mea este rău chinuită de un demon. El însă nu-i răspunse niciun cuvânt, ci venind aproape, ucenicii lui îl rugau și ziceau: slobozește pe ea, că strigă în urma noastră. Dacă ești într-o stare de neutralitate în care opusele sunt egale, nicio situație conflictuală sau neplăcută nu apare în fața ta. Trebuie să ai un eu, un orgoliu, ca să vină un deranj din față, o neplăcere, o provocare. Deci dacă în tine este iubire, exteriorul ia forma interiorului tău și nu poate fi altfel. Deci situații de genul acesta nu pot să existe. Dar pentru că el avea orgoliu și vrea să vindece o boală pe care Dumnezeu a dat-o unui om sau o posesie diavolească, orgoliul lui de a vindeca a creat situația. Dacă nu avea orgoliu de a vindeca, situațiile acestea nu apăreau. Pentru că ele vin ca să distrugă orgoliu și îl distruge întărindu-l. El acționează asupra acelui om și o ia din casne pe care Dumnezeu i l-a dat cu bună știință. Dar totul se întâmplă în imaginația noastră. Lumea din afară vine ca o contrapondere la accentele noastre, la idolii din noi. Dacă noi nu avem idoli, nu există un echilibru care să vină din față, ceva care să ne echilibreze, să ne distrugă idolii. Deci noi creăm viața din fața noastră. Noi cu idolii noștri, în funcție de ce idol avem, ce absolutizări ne punem în cap. Deci noi creăm realitate, funcție de ce punem noi pe primul plan, așa va fi lumea noastră. Dacă avem idoli, absolutizări, din afară va trebui să vină ceva ca să-i distrugă. Dar noi am creat situațiile respective de viață. Nu că ele erau acolo, ci noi le-am creat. Dacă el a avut pretenția să vindece oameni, să scoată demoni, îi vin din față experiențe care să-i întărească orgoliu, ca să poată să-l răstignească, să-i distrugă pretenția de mărire. Deci întotdeauna din față vin acele situații care să ne scadă idolii. Și idolii se pot scădea și prin amplificarea idolilor. Dar el răspunzând le zise: nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Venind, femeia se închină lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El îi dădu acest răspuns: nu se cuvine să iei pâinea copilor și să o arunci câinilor. Deci puterea de a vindeca pe care ai obținut-o în urma înfrângerii de sine nu se cuvine să o irosești în afară, ci o poți folosi pentru a crește viața copiii. Dar femeia întâmpină: adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad la masa stăpânilor. Atunci, răspunzând Iisus, zise ei: o, femeie, mare este credința ta, facă-se ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ora aceea. Asta este problema la noi. Punem materia mai sus, ne închinăm la ea, ne închinăm la diavol, vine Dumnezeu și ne oprește prin suferințe de orice fel. Noi vrem să scăpăm de suferință, dar suferința aceea este acolo ca să oprească pierderea de energie pe exterior. Degeaba ia suferința, că va trebui să vină o suferință și mai mare ca să-i oprească pierderea de energie pe fericirile acestei lumi. Și lucrurile acestea le știe toată lumea și le și vedem. Am pățit-o și noi de atâta ori. O intervenție din afară întotdeauna mișcă suferința pe un nivel superior și va veni cu o putere și mai mare, în orice mod. Deci nu există vindecare din afară. Singura vindecare este din interiorul nostru, prin înfrângerea de sine, prin desprinderea de materie, prin respingerea ușorului, plăcutului, comodității și confortului și stabilității și a dulcelui. De acolo trecând Iisus a venit lângă Marea Tiberiadei și s-a suit
într-un munte și a așezut acolo. Și gloate multe veniră la el, cărând cu ei șchiopi, orbi, muți, strâmbi și alți mulți, și aruncară pe ei la picioarele lui. Iar el îi vindecă. Gloate multe, șchiopi, orbi, muți, strâmbi și alți mulți. Adică el avea pretenția că îl vindecă pe Dumnezeu și îi lua lui Dumnezeu lecțiile. Și arunca pe oameni în suferințe și mai mari. Dar asta nu spune aici. Noi fiecare din noi vedem lucrul acesta. Dacă stăm puțin să ne gândim. Astfel că mulțimea se minuna văzând pe muți vorbind, pe strâmbi sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi cu vedere și slăveau pe Domnul lui Israel. Pentru asta a făcut Noul Testament, pentru a face o biserică în spatele lui, care omul să se roage să fie salvat. A pus un salvator care să îi salveze. Aceasta este o împotrivire la legea divină, care spune eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine, iar corpul acesta fiind al lui, nu poate fi vindecat de niciun mântuitor din afară. Pune clar în propoziție. Dar noi citim Biblia ca un roman, Biblia nu se citește ca romanul. Biblia se gândește. Fiecare propoziție caută toate înțelesurile ei și se revine din nou. Și tot așa, continuu. Oamenilor este lene să gândească. Este foarte dificil să gândească. Ei se aruncă în viață și se luptă acolo. Și Iisus, chemând la sine pe ucenici, le zise: milă îmi este de această mulțime, că sunt 3 zile acum de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce, iar să le dau drumul nemâncați nu voiesc, ca nu cumva să-l încezească pe drum. Ucenicii gresc atunci: de unde să avem noi aici în loc pustiu atâta pâini cât să săturăm atâta gloată? Ci Iisus întrebă: câte pâini aveți? Ei răspund: 7 și puțin pește mic. Atunci a poruncit mulțimii să șează jos pe pământ și luând cele 7 pâini și peștii, mulțumi, frânse și dădu ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor. Aici este interesant că Dumnezeu ne dă suferințe și lecții și El le lua și făcea minuni. De fapt, suferințele și lecțiile sunt minunile cele mari pe care le face Dumnezeu. Numai El face minuni. De aceea spunea că numai eu fac minuni. Nu există alt mântuitor care să facă minuni în locul meu. Aici este și o jignire a lui Dumnezeu că tu nu știi ce faci, că uite, i-ai îmbolnăvit pe ăștia, i-ai ologit, i-ai făcut slabi și orbi și ciungi. Este și o acuzație la adresa lui Dumnezeu. Când El a dat aceste situații de viață dificile, ca să le scadă orgolul și să le salveze viața. Acel care le ia aceste dificultăți și greutăți îi aruncă în suferințe și mai mari. A face minuni asupra lui Dumnezeu este a contesta puterea absolută divină a Creatorului lumilor. Și numai diavolul face asta. Și Dumnezeu îl distruge întotdeauna pe diavol. Și au mâncat toți și s-au săturat și au luat 7 coșuri pline cu prisosul fărmiturilor. Iar cei ce au mâncat erau 4.000 de bărbați, afară de copii și de femei. După aceea a dat drumul mulțimilor, s-a suit în corabie și s-a dus în ținutul Magadan. O nebunie. Și la sfârșit se vede că Dumnezeu îl răstignește pe diavol. Nu se poate să îi ia locul nimeni. Dar oamenii fac asta tot timpul. Se închină la unul locuitor al lui Dumnezeu și îl dau afară pe Dumnezeu. Apoi vine suferința, așa cum s-a zis, mai înainte și se vaită degeaba. Dumnezeu a scris Noul Testament cu un Iisus mai sus ca să ne arate care sunt consecințele intervenției asupra lui. Că asta se întâmplă. A fost dat din universul lui afară. A venit Iisus cel sus și a spus: stai, Doamne, că te vindec eu, că tu nu știi nimic. Deci toată nebunia asta se bazează pe neînțelegerea faptului că tot ceea ce există este divinul. Corpul este al lui, voința este al lui, viața este al lui, lumea este al lui. Nimic nu există în lumea aceasta care să nu fie el. În momentul în care împarți în Dumnezeu sus și Iisus care vindecă pe Dumnezeu, ai tăiat legătura cu Dumnezeu. Acesta este rolul salvatorului. Tai legătura cu divinul și ne diabolizează. Deci un Iisus sus, tot mai sus, cu orgoliu mare de a-L vindeca pe Dumnezeu, călăuză oarbă orbilor. Orb pe orb de-L va duce pe drum, amândoi vor cădea în râpă. Și oamenii, dacă se închină la locuitorul lui Dumnezeu, vor cădea în râpă. Și cele ce ies din gură, purce din inimă,
și acela spurcă pe om. Gânduri de mărire, de vindecare, de tămăduire, de a scoate duhurile întunecate, de a merge pe apă, gânduri de mărire, spurcă pe om. Și orice afirmație care nu îl conține pe Dumnezeu va fi smuls din rădăcină. Și orice om care nu-L cinstește pe Dumnezeu prin comportamentul și faptele sale va fi aruncat în râpă. Spune clar aici. Nu există intervenția asupra lui Dumnezeu din afară. Nu se poate face nimic. Aduce la o suferință și mai mare orice intervenție. Atâta timp când nu se rezolvă orgoliu, suferința va urca pe un nivel superior. Oamenii se duc și fac operații, dar după aceea vin alte boli și mai grave. Pentru că orgoliu a rămas acolo. Nimeni nu i-a distrus orgoliu. Și din contră, l-a amplificat. Orice vindecare din afară este o amplificare a orgoliului. Singura rezolvare este restrângerea de sine. Restrângerea duce corpul în poziția în care Dumnezeu funcționează optim, în puțin. Acolo se ridică Dumnezeu și repară corpul. Acolo se află Dumnezeu, în puțin. Acolo este medicul divin, în puțin, jos de tot. Deci te duci la medicul divin, jos de tot, și el repară corpul, că este a lui. El. Capitolul 16, Matei. Urmarea lui Hristos. Atunci s-au apropiat fariseii și saducheii și, ispitindu-l, cerură de la el să le arate un semn din cer. Ci el, luând cuvântul, le-a zis: când se face seară, ziceți, mâine va fi timp frumos pentru că e cerul roșu. Iar dimineață ziceți, astăzi va fi furtună pentru că cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o judecați, dar semnele vremilor nu puteți. Neam viclean și prea curvar cere semn și semn nu se va da lui, fără numai semnul lui Iona. Și lăsându-i, a plecat. Deci le-a spus preoților, neam viclean și prea curvar. Interesant. Pentru că principiile vrăjitorilor din Babilon sunt păstrate în continuare în Noul Testament. Știa el ce știa. Iar când veniră ucenicii pe celălalt țăr, văzură că au uitat să ia pâine. Deci principiile fundamentale ale vrăjitoriei sunt împărțirea în bine și rău, înlăturarea lui Dumnezeu, ridicarea unui om mai sus. Acestea sunt principii fundamentale care generează o contradicție între suflet și minte și dă putere și autoritate minții, rațiunii. Și atacă sufletul. Când pui un om mai sus, se atacă sufletul. Pentru că sufletul este jos. Nu vrea să iasă în evidență. Nu vrea nimic pentru sine. Când pui ceva mai sus, întărești mintea, egoul, diavolul. Te închin la diavol. Și asta este vrăjitorie, magie neagră. Iisus le-a zis, luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Deci bine a zis, fim atenți la aluatul preoților și călugărilor. Luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor, deci al preoților, pentru că au învățătura din Babilon, a vrăjitorilor, învățătură care a fost transferată în Noul Testament. Iar ei cugetau întru sine zicând, aceasta pentru că n-am luat pâine. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, grăi, ce cugetați în voi înșivă, puțin credincioșilor, că n-ați luat pâine? Tot nu pricepeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni? Și câte coșuri ați luat? Nici de acele 7 pâini la cei 4.000 de oameni. Și câte coșuri ați luat? Adică ce miracole am făcut eu. Iisus cel simplu și modest i-ar fi rușine să spună asta. Cum nu pricepeți că nu despre pâine v-am zis vouă, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor, deci de preoți. Atunci au înțeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Oricum, omul simplu și modest întotdeauna vorbește simplu și direct, nu întortocheat, în pilde. Nu are nevoie. El e simplu și vorbește simplu și direct. Mă refer la Iisus cel de jos. Ajungând Iisus în părțile Chesariei lui Filip, a întrebat pe ucenicii săi zicând, cine îmi zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci, adică încarnat. Iisus atunci le zice, dar voi, cine îmi ziceți că sunt? Luând cuvântul Simeon, Petru a rostit, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Păi spunea lucrul acesta pentru că nu îl vedea pe Dumnezeu peste tot, că altfel n-am mai fi putut să spună așa ceva, asemenea prostie. Iar Iisus, răspunzând, îi grăi,
Fericit ești tu, Simeone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au dezvăluit ție aceasta, ci Tatăl meu din ceruri. Mamă, ce grozavă este! Dacă o singură dată vezi soarele de iubire, mănâncă acela de raze din pieptul unui om și a unui om de nimic, niciodată, dar niciodată, nu te mai interesează vreo biserică sau vreo Biblie. Pentru că atât e nevoie să știi că Dumnezeu este peste tot și se exprimă prin fiecare om, indiferent cum este el. Și atunci nu mai poți să superi pe nimeni, să urăști pe nimeni, pentru că el este egal în toți. Și atâta trebuia să înțelegi ce a spus el în Vechiul Testament. Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Nu a spus că unul e mai fiu decât altul. Asta este o negare a lui Dumnezeu, a puterilor lui și a faptului că este viața lui, este lumea lui, e corpul lui, e voința lui peste tot. Este o negare a lui Dumnezeu, o anulare a faptului că el pătrunde totul și se exprimă prin toți, luând infinite roluri și moști. Dacă îl împarți pe om, el va rămâne împărțit. Dacă îi spui și îi explici că Dumnezeu este peste tot, tot nu înțelege. În primul rând trebuie să fie înfrânt cu inima ca să poată să înțeleagă. Altfel n-ai cum să îi spui nimic. Nu aude, nu vede, nu înțelege, nu pricepe. Și oricum Dumnezeu nu poate să spună așa ceva. Dacă el a spus voi toți sunteți fiii mei, putea spune că unul este mai fiu decât altul. Deci este o afirmație neadevărată, cel puțin neadevărată. Dacă nu și un atac asupra creatorului lumilor. Adică uite ce m-a ridicat pe mine Dumnezeu. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui eu. Și acum se dărâmă creștinismul. Oamenii nu mai sunt credincioși, bisericile sunt goale, mănăstirile sunt goale, cu 2-3 viețuitori, pentru că au marmură albă, neagră și termopană și grăsie. Și Duhul lui Dumnezeu a plecat de acolo, pentru că este normal. Un salvator mai sus înseamnă materia mai sus. Și oamenii nu au Duhul lui Dumnezeu în ei. Dumnezeu nu este cu ei. Omul care se duce spre materie nu e Dumnezeu. Acolo este diavolul. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Numai celui care întâmpină greutățile fără să se supere, acela primește cheile împărției cerurilor, adică raiul. Lipsa de supărare, când ești jignit și umilit și batjocorit, este raiul. Acela este raiul. Când ești călcat în picioare și nu te superi și nu reacționezi, nu te lupți, nu urăști, nu te bați. Te lași bătut. Când te lași bătut, ăla e raiul. Așa de simplu. Atunci a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că el este Hristos. Din ora aceea a început Iisus să arate ucenicilor lui că trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe lucruri de la bătrâni și de la mai mari preoților și de la cărturari și să fie omorât, iar a treia zi să învieze. În condițiile în care numai Dumnezeu știe lucrul acesta, omul nu le știe, pentru că nu-i dă voie să le știe, pentru că nu are nevoie să știe. Greutățile pe care trece omul, trebuie să-l surprindă și să-l doară ca să-i distrugă ego-ul. Dumnezeu nu ne dă dinainte, nu ne spune ce o să urmeze, ce lecții o să avem de înfruntat. Nu e nevoie. Avem nevoie să ne ia prin surprindere și să ne doară cât mai tare. Dacă nu am avea ego, nefericirea nu ar exista. Dureri, suferințe nu există. Ci Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească și să zică: Dumnezeu să-ți fie milostiv, stăpâne! Să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Dar Iisus, întorcându-se, îi zise lui Petru: mergi înapoi a mea, Satano. Sminteală-mi ești, că nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Că nu poți să intervii. Păi aici nu poți să intervii. Dar el de ce a intervenit? Contradicție. Ce a intervenit în soarta oamenilor? Să-i tămăduiască, să-i vindece? De ce s-a opus lui Dumnezeu? Lecția pe care a dat-o Dumnezeu nu era bună pentru fiecare din ei ca să ajungă la înțelepciune, înțelegere și iubire? De ce l-a contestat pe Dumnezeu? Că nu știe ce face, că nu face lucrurile bine. Deci cel care îl conteste pe Dumnezeu și vrea să îl repare este Satana. Spune chiar el aici: mergi înapoi a mea, Satanu, minteală-mi ești, pentru că nu cugeți cele ce sunt ale Domnului și cele ce sunt ale oamenilor. Deci oamenii se închină la Satana, care vindecă, tămăduiește, merge pe apă și face pâine. Și smintește oamenii. Deci aici se vede că lucrurile sunt stabilite de Dumnezeu și nu pot fi schimbate. Atunci el de ce l-a schimbat? Atunci Iisus a rostit către ucenicii săi:
Dacă vrea cineva să vie după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Lui Iisus cel jos. Da, Iisus cel jos poate fi urmat. Să-și ia crucea, adică să accepte greutățile vieții. Să nu accepte ca cineva să le ia greutățile vieții. Pentru că greutățile îl fac să se lepede de sine. Aceasta este calea împărătească. Deci, pe Iisus cel jos îl poți urma, dar nu-l urmează nimeni. Pentru că ar însemna să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-l urmeze. Adică să accepte tot ceea ce vine din față fără revoltă și împotrivire. Și cine face asta? Că cine va voi să scape sufletul, pierde-l va pe el. Iar cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Deci cel care își caută binele îl va pierde și își pierde și viața. Și cine își va lăsa binele va câștiga suflet, va câștiga și viața. Omul vrea să-și scape corpul, eul, egoul, care se identifică cu corpul, care nu e al lui. Și din cauza aceasta, apărând egoul, pierde sufletul. Iar cine acceptă să-și piardă egoul, câștigă sufletul. Au încurcat propoziția asta. Pentru că ce va folosi omul dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde. Și când câștigi lumea, materia, pierd suflet. Uite ce clar spune aici. Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Materie. Deci ca să câștigi suflet, trebuie să sacrifici materia. De sacrificiu este pus pe primul plan. După mii de jertfe de sine, Solomon, ale lui Solomon, Dumnezeu a venit la el și a spus, iată-mă, căci fiul omului va să vie într-urmărirea tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Aici este iarăși o ridicare pe sine. Nu există așa ceva. Și sus la prag, este un prag, dincolo de pragul acela e tronul tatălui ceresc și Dumnezeu pe tron. Numai el este mai sus. Toate cealaltă globulețe sunt în partea cealaltă a zonei tampon. Și alături de ei sunt și globurile cele mari. Nu știu cum să le spun, arhangheli, ființe foarte înalte, globulare. Și sunt vreo 7, nu mai știu. Adevăr grezi vouă, sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea pe fiul omului viind într-o împărăția sa. Capitolul 17, Matei. Schimbarea la față. Vindecarea lunaticului. După 6 zile, Iisus luă cu sine pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și îi duse pe ei într-un munte înalt, în singurătate. Și se schimbă la față înaintea lor, așa încât fața lui străluci ca soarele, iar veșmintele lui se făcură albe ca lumina. Așa era și omul străzii. De fapt, nici nu l-a mai văzut. Era doar lumina aceea care pornea din pieptul lui. Albă, puternică, formată din steluțe de extaz. Deci să înțelegem, din pieptul unui om al străzii, care făcuse pipi pe el și avea o țică de țuică în mână, de băutură. Omul străzii, din pieptul căruia a ieșit soarele de iubire, era mai prejos decât acest Iisus pus mai sus, orgolios. Eu nu cred că omul orgolios poate să facă minuni. Doar omul simplu poate să facă minuni. Sus cel de jos poate să facă minuni. Dar nu face, pentru că ar însemna să ia locul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu face minuni. Dar probabil soare de iubire este și în pieptul omului orgolios și când nu mai împărțim în bine și rău, o să-l vedem și acolo. Când nu mai împărțim în sus și jos. O să-l vedem și în pieptul omului orgolios, ca și în pieptul omului simplu. Și iată că Moise și Ilie se arătară lor vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru zise lui Iisus, Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiești, face voi aici 3 colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Pe când el vorbea încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei și iată o voce din nor a rostit. Acesta este fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Pe acesta să-l ascultați. Iarăși o contradicție, pentru că soarele de iubire trebuia să fie în toți. Și e normal să fie în toți, pentru că se exprimă egal prin oricine, indiferent cum este el. Nu e mai mult într-un om decât în altul. Și Dumnezeu nu poate să fie părtinitor. Deci aici este o părtinire. Și părtinirea nu e adevărată. Pentru că este imposibil la Dumnezeu. El nu iubește pe unul mai mult decât pe toți ceilalți. Îi iubește pe toți la fel. Exact cum este soarele. Soarele își dă razele lui la oricine, indiferent cum este el. Și la fel și aerul. Și la fel și celulele noastre. Nu fac diferențe. Nimic în natură nu face diferențe. Totul se dorește total tuturor.
pe acesta să-l asculte. Păi Dumnezeu vorbește prin oricine, și prin omul străzi, și prin bețiv, și prin orgolios. Spune ce trebuie să spună, să ne spună, într-un anumit moment. Și auzind ucenicii, au căzut pe, cu fața la pământ și s-au spământat foarte. Și Iisus veni la ei și atingându-i le zise, sculați-vă și nu vă temeți. Aici Iisus era el. Dacă ai vedea soarele de iubire din pieptul fiecărui om, te-ai îngrozi de ceva? Atunci, ridicându-și ochii, nu mai văzură pe nimeni decât numai pe Iisus. Și pe când se pogorau din munte, Iisus le porunci și zise, nimănui să nu spuneți ce ați văzut, până ce Fiul omului nu se va scula din morți. Fiul omului. Acesta este Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, Fiul omului. Deci omul orgolios este Fiul lui Dumnezeu. I-au numit pe omul orgolios Fiul lui Dumnezeu. Deci este foarte adevărat. Atunci ucenicii l-au întrebat, zicând, pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să fie mai întâi Ilie? Iisus le răspunse, Ilie vine într-adevăr și va așeza la loc toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit. Așa și Fiul omului va să pătimească de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le vorbise despre Ioan Botezătorul. Și mergând ei spre mulțime, se apropie de el un om care îi căzu în genunchi și îi zise, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, că de multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Deci, oamenii vor să fie salvați de necazuri și bolilor, dar niciunul dintre ei nu vrea să se înfrângă pe sine ca să îl afle pe Dumnezeu, să le ridice casnele. Asta nu înțeleg. Adică să le ia casnele fără ca ei să facă un efort. Păi Dumnezeu nu poate asta. Este imposibil. Dacă iei omului casnele, va primi casne și mai mari. Asta este consecința. Deci ei vor să scape de durere și suferință, dar să nu se înfrângă pe sine. Să-și conserve ego-ul și orgoliu. Binele, ușorul, comoditățile, confortul. Și nu se gândesc că în momentul în care îi se ia suferințele, va crește orgoliu. Atunci trebuie să vină suferințe și mai mari. De ce ar vrea să facă asta? Ca să sufere mai mult? Nu înțeleg. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l tămăduiască. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O, neam fără credință și stricat, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l pe el aici la mine. Mamă, ce persoană importantă era. Până când vă voi răbda pe voi? Adică cine este ca mine? Și voi, neam fără credință și stricat. Păi cel care nu se înfrânge pe sine, bineînțeles că nu are credință. Ce este stricat? Că nu s-a înfrânt. Nu s-a umilit, nu s-a jertfit. Și Iisus îl ceartă și demonul ieși din el și copilul se vindecă din ceasul acela. Trebuie să împărțim noi în bine și rău ca să existe demoni. Deci dacă noi nu împărțim în bine și rău și nu avem ego puternic, nu există demoni. Că vedem în față ceea ce este noi. Deci fără să împarți în bine și rău și să absolutizezi în bine, de să fii orgolios și egoist, nu poți să vindeci pe nimeni. Trebuie să ai un ego puternic ca să vrei să vindeci pe cineva. Pentru că sufletul nu vrea să vindece pe nimeni. Sufletul nu intervine niciodată. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, la o parte ziseră, de ce noi n-am putut să scoatem demonul? Și Iisus le răspunde, pentru necredința voastră, căci adevăr grezi vouă, de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Deci dacă ai credință, adică ești înfrânt cu inima, ești una cu Dumnezeu. Dacă ești una cu Dumnezeu, nu să simți nevoia să spui muntelui să se miște. Pentru că ești prea umil. Să poți să spui muntelui mișcă-te, trebuie să-ți pierzi umilința și legătura cu Dumnezeu, ceea ce nu se poate. Când ești jos de tot, ești una cu El. Nu o să vrei să muți muntele din loc. Deci credință are numai omul care este înfrânt cu inima și nu vrea nimic, nu intervine, nu schimbă legea divină, nu poate să schimbe pe Dumnezeu din față. E foarte bine că prin fiecare se exprimă Dumnezeu și are lecții acolo de trecut și de suportat și nimeni nu există care să îi le ia lecțiile. Aici este intervenție din orgoliu, mută-te de aici muntele, spune muntelui. Mută-te de aici dincolo și se va muta. Adică uite ce tare și puternic sunt eu. În condițiile în care omul smerit și simplu nu face minuni. Pentru că nu există o minune mai mare decât suferința pe care o are un om. Este miracol mai mare. Dar acest soi de demon nu iese fără numai cu rugăciune și cu post. Închinarea la idoli este diabolizare. Idolii pot fi scăzuți prin înfrângere de sine. În toate modurile posibile, nu numai prin post alimentar.
Rugăciunea nu schimbă nimic. Conservă poziția egotică. Trebuie să te înfrângi pe tine ca să se schimbe situația de viață. Numai lepădarea de sine te unește cu Dumnezeu. Așa cum a spus mai înainte, leapă-te de tine și urmează. Deci împărăția lui Dumnezeu nu poate fi câștigată decât prin lepădare de sine. Sunt foarte multe contradicții. Zice și se dezice. Sunt doi Iisuși, clar. Este un Iisus care este jos de tot și simplu și modest și un Iisus care este sus. Problema este că nu poți să oscilezi așa de rapid dintr-o parte în alta. Te duci sus, sus de tot. Tot ce spui arată un Iisus orgolios, puternic, egoist, care intervine peste Dumnezeu și îl contrazice. Iar Iisus cel simplu și modest nu știu ce caută aici, pentru că este o schimbare ca de la cer la pământ. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le spuse: Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia, iar ucenicii s-au întristat foarte. Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng dajdia pentru templu și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește jumătatea de siclu? Zice Petru: Ba da, dar intrând în casă, Iisus îi luă înainte zicând: Ce ți se pare, Simone? Împărații pământului, de la cine iau dăjdii sau biri? De la fiii lor sau de la străini? El răspunde: De la străini. Iisus îi zice: Așadar, fiii sunt scutiți. Ci ca să nu-i smintim pe ei, du-te la mare, aruncă undița și peștele care va ieși din tâi, ia-l, deschide-i gura și vei găsi un statir, un ban de argint. Ia banul și dă-l lor pentru mine și pentru tine. Eu zic că mare minune ar fi dacă omul simplu, fără minuni și miracole, s-ar duce în jos să se întâlnească cu Dumnezeu și acea minune depășește orice miracol făcut dintr-un ego, ca să impresioneze. Capitolul 18, Matei. Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Puterea cheilor. În ora aceea au venit ucenicii la Iisus și au zis: Cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Atunci Iisus a chemat la sine un prunc, l-a pus pe el în mijlocul lor și l-a zis: Adevăr grezi vouă, de nu vă veți întoarce ca să fiți ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Asta este corect. Deci Iisus cel simplu și modest este ca un prunc, asemenea sufletului nostru. Acel Iisus poate să intre în împărăția cerurilor. Numai că în Noul Testament este prezentat un Iisus care uneori se duce în sus, alteori este în jos. Mai mult este în sus și nu prea se poate. Când ești numai sus sau ești numai jos, oscilezi însă, nu la nivele așa de mari, la distanțe așa de mari, foarte, foarte sus, nu se poate. Omul care este jos nu se poate duce foarte, foarte sus. Poate să mai cadă, dar imperceptibil, nu așa de important. Deci aici se vede clar că sunt doi Iisuși care nu ar putea să fie într-unul datorită distanței mari între ei, dar într-o poveste merge. Deci, cel care se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în împărția cerurilor. Cel care nu se smerea și tămăduia, vindeca, scotea demoni, mergea pe apă și făcea pâini, de ce nu se smerea? Dacă se grozăvea în halul acesta, mai putea să intre în împărăția celor? Că nu putea. Sufletul se smerește, sufletul nu vrea să vindece pe nimeni. Nu are nevoie. El știe că peste tot se exprimă acela soare de iubire care joacă roluri. Ce să le faci rolurilor? N-ai ce să le faci. Și primim din față greutăți până aflăm cine suntem noi cu adevărat. Și ne ducem numai în jos și ne unim cu el. Și cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Pe mine, pe mine, pe mine, tot mai sus, tot mai sus. Ne grozăvim de nu mai putem. Iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici, care cred în mine, mai bine ar fi de el să-i atârne cineva de gât o piatră de moară și să-l afunde în adâncul mării. El ce a făcut? Nu a zis că vindecă pe toți, pe toți, pe toți, pe toți? Pe asta înseamnă smerenie, s-a smerit? Și ce îi se întâmplă celui care nu se smerește? Îi se atârnă de gât o piatră de moară să-l afunde în adâncul mării? Așa de grav este? Să fii orgolios și să spui: veniți la mine că vă vindec eu? Așa de grav este acest lucru? Să fii orgolios? Vai lumii din pricina smintelilor, că smintelile trebuie să vină, dar vai omului acelea prin care vine sminteala.
Deci uite ce frumos. A fost ridicat și s-a ridicat pe sine. De nu și-a mai văzut vindecul. Tot mai sus, tot mai sus. Și prin omul ocolnuios vine sminteala. Și smintelile acestea o trebuie să vină. Ca cei care cred într-un om mai sus să-i doboare Dumnezeu. Este o selecție a valorilor. Și e normal asta. Lumea aici și lumea de dincolo este o meritologie, o selecție a valorilor. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, tai-l și aruncă-l de la tine. Că mai bine este pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele să fie aruncat în focul cel veșnic. Păi a zis că a vindecat ciungi și șchiopi, care au ajuns cu siguranță așa pentru că aveau orgoliu. Altfel Dumnezeu nu-i făcea peteci. Și ei au vrut să fie salvați, fără să îi scadă orgoliu, fără să se înfrângă pe sine. Păi atunci și-au crescut orgoliu. Și decât să-ți ia cineva greutățile și suferințele, mai bine taiți mâna ta și piciorul tău care te smintește, decât să fii aruncat în focul veșnic pentru că ți-a rămas acolo orgoliu. Adică vrei să fii salvat, să nu mai suferi de un beteșug pe care Dumnezeu ți l-a dat, chiar creatorul lumilor, ca să îți ține jos orgoliu și ca să salveze sufletul. Și tu vrei să îți ia suferința dată de Dumnezeu ca să-ți crească orgoliu, ca să poți să fii aruncat în focul cel veșnic? Nu înțeleg de ce. Care-i rost? Că-ți vine o durere și mai mare. De ce să vrei să fii salvat? Întâi trebuie să te înfrângi pe tine și atunci se ridică casnele. Cât se poate din ele. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine. Că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât având amândoi ochii să fie aruncat în ghena focului. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mici, că zic vouă, îngerilor în ceruri, pura văd fața Tatălui meu, care le este în ceruri, căci fiul omului a venit ca să mântuiască pe cel pierdut. Păi mântuire ce înseamnă? Mântuire nu înseamnă să iei din greutăți. Greutățile sunt mântuirea. Noi din afară nu putem să facem nimic lui Dumnezeu, că este viața lui acolo. I-a dat acelui om niște lecții care cu siguranță îl vor duce la mântuire. Deci să iei lecțiile, adică mântuirea, să nu mai ajungă să se înțelepțească? Și nu există nimeni care să ia din greutăți. Iar dacă îi iei greutățile omului, îl arunci pe nivele superioare. Singura vindecare este înfrângerea de sine. În puțin pornește medicul divin care repară corpul acesta, că e corpul lui. Și știe ce să facă, știe cum l-a făcut. Nimeni din afară nu poate să-l repare. Dar casnele sunt date, greutățile sunt date ca să-l umilească, să-l smerească. Nu sunt de scos, nimic nu e de luat. Totul de lăsat așa cum este. Oamenii se duc la medic, îi repară pe moment, dar îi aruncă pe nivele superioare de suferință. Sau nu îi repară, atunci îi purifică sufletul. Ce vi se pare dacă are un om 100 de oi și se rătăcește una dintre ele? Nu e așa că lăsând în munți pe cele 99 se duce și caută pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevăr grezi vouă, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 ce nu s-au rătăcit. Exteriorul se defectează și intră în disarmonie datorită nouă, datorită disarmoniei din noi. O oaie nu pleacă așa aiurea că vrea ea, ci pentru că eu-ul nostru, ego-ul nostru este prea mare. Și atunci, dauna care se produce pierzând o oaie, scade orgoliul nostru. Deci tot ce se întâmplă în afară este ca să ne scadă nouă ego-ul. Este foarte bine. Astfel, nu este vrere înaintea Tatălui vostru, celui din ceruri, ca să piară vreunul dintre aceștia mici. Deci, va greși ție, fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștiga pe fratele tău. Spune aici intervenție. Se poate întâmpla intervenție doar într-un singur moment. Când ești foarte înfrânt cu inima, atunci Dumnezeu este prezent și prin tine poate să acționeze asupra exteriorului și să ia o atitudine. Atunci intervenția este făcută de el și este ziditoare. Dar noi nu suntem niciodată prea înfrânți cu inima ca să-i dăm voie lui Dumnezeu să treacă prin noi și să ia o atitudine. De obicei, noi intervenim cu ego-ul nostru. Atunci greșim întotdeauna. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gură a doi martori sau trei să se staturnicească orice cuvânt. Deci forțare. De acolo unde este forțare, lucrurile ți se vor împotrivi. Oamenii au uneori nevoie ca lucrurile să nu meargă bine. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii. Iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Păi a spus că farisei și saducheii sunt răi.
Acum nu mai sunt 3. Deci intervenție peste intervenție peste intervenție. Asta este o ambiție a egoului. Este necredința faptului că în fața ta este Dumnezeu. Pe de altă parte, omul acela are nevoie de necazuri. Dacă este deranjat, înseamnă că trebuie să fie deranjat. Au nevoie. Dacă noi încercăm să-i luăm o casnă cuiva, Dumnezeu îi va da casne și mai mari. Și n-ai făcut nimic, decât le-ai făcut mai mult rău. Deci întotdeauna orice intervenție din afară aduce mai mult rău. Lasă-L în pace pe Dumnezeu că El știe ce trebuie să facă acolo. Adevăr grezi vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Păi dacă intervii, Dumnezeu este obligat să te oprească. Dacă lași în pace, nimic rău nu se întâmplă asupra ta și nimeni nu luptă cu tine. Iarăși grezi vouă că dacă doi dintre voi se va învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care le este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci dacă există acord, acolo este și Dumnezeu. Atunci a venit la el Petru și i-a zis, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și eu ierta voi lui? Oare până de 7 ori? Îi răspunde Iisus, nu zic ție până de 7 ori, ci până de 17 ori câte 7. De aceea, asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care a voit să facă socoteală cu servitorii săi. Și începând să facă socoteală, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Deci trebuie să-l accepți pe acela care a greșit de 70 de ori câte 7. Deci, tot timpul. Pentru că este Dumnezeu acolo în față. Pe de altă parte, nu omul acela îți greșește, ci tu ai idoli, ai ego, împarți în bine și rău. Atunci, oamenii trebuie să-ți greșească ca să-ți distrugă idolii. Deci, nu ei sunt de vină. Deci, iar se aruncă vina în afară. Când, de fapt, totul pornește din noi. Și au adus să facă socoteală la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Cine având el cu ce să plătească, domnul său porunci să-l vânză pe el și pe femeia lui, pe copii și tot avutul lui, ca să se plătească datoria. Atunci sluga aceea, căzând în genunchi, i se închină lui și zise, Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Iar domnul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar dacă sluga aceea ieși de acolo, găsi pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datora 100 de dinari și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi dacă ești dator. Atunci cel slugă, ca și el, căzând în genunchi, îl rugă și zicea, îngăduiește-mă și îți voi plăti. El însă nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Atunci soții lui de slujbă, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele ce s-au făcut. Atunci, chemându-l pe el, domnul său îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de soțul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mânindu-se, domnul lui l-a dat pe mâna călăilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu cel ceresc va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din toată inima. Problema este că nu oamenii sunt de vină, totul pornește din noi, oamenii trebuie doar să ne deranjeze și să ne distrugă egoismul. Dacă nu ai ego, ci îndreptățire de sine sau idol, nu-ți face nimeni niciun rău, pentru că nu are ce să scadă la noi. 19. Matei. Despre stricarea căsătoriei. Iisus binecuvântează pe copii, tânărul cel bogat. Iar după ce Iisus a sfârșit aceste asemănări, a trecut din Galileea și a venit în hotarele Iudeii, de cea parte a Iordanului. Și a mers după el mulțime de oameni și i-a tămăduit pe ei acolo. Și fariseii, ispitindu-l, au venit la el și i-au zis, se cade oare omului să-și lase femeia sa pentru fie ce pricină? Răspunzând, el a zis, n-ați citit că cel care i-a făcut de la început, bărbat și femeie i-a făcut? Și adăugă, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup.
așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Atunci ei îl întreabă, pentru ce dar Moise a rânduit să-i dea carte de despărțire și să o lase? Iisus le răspunse, fiindcă Moise, după învârtoșirea inimii voastre, v-a dat voie vouă să lăsați pe femeile voastre, dar din început nu a fost așa. Ci zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa, nu pentru desfrânare, și se va însura cu alta, prea curvește. Și cine s-a însurat cu cea lăsată, prea curvește de asemenea. Zicui atunci ucenicii, dacă astfel este starea omului cu femeia, nu este de folos să se însoare. Iar el le zise lor, nu toți pricep cuvântul acesta, ci aceea cărora le este dat. Aici este o absolutizare a unei legi umane. Dumnezeu calcă în picioare legea umană. Acolo unde este absolutizare, el o calcă. Se întâmplă întotdeauna pe dos, numai pentru că noi am absolutizat reguli umane. Se va întâmpla pe dos, prin noi și prin ceilalți. Deci problema este că nu absolutizăm idealuri și reguli umane, pentru că Dumnezeu vine și le va distruge. Când absolutizezi nepăcatul, te vei trezi că vei face păcat și îți va veni din față păcat. Când absolutizezi dreptatea, te vei trezi că vei face nedreptate și îți va veni din față nedreptate. Când absolutizezi cu mințenia, te vei trezi că vei greși. Asta este legea divină. Nimic mai sus, nimic absolutizat. Și aici s-a absolutizat reguli umane și idealuri. Și Dumnezeu cu siguranță va trebui să vină pe invers, ca să distrugă tot ce este pus mai sus. Și nu este valabil nimic. Pe de altă parte, principiul fundamental al vieții este reglarea. Lucrurile se reglează continuu. Cum este respirația? Inspirație și expirație. Sau bătăile inimii. O reglare continuă. Plus, minus, plus, minus. Sau pendulul. Se duce în stânga ca să se ducă în dreapta. Reglare. Viața este o pulsație ca o inimă. Nu poate să fie numai plus. Va fi și minus. Dacă absolutizezi plusul, te vei trezi cu minus. Absolutizezi binele, vei trăi numai răul. Mereu trebuie să înțelegem că cea divină nu permite nimic absolutizat. Absolutizările vin de la prea mult bine. Atâta timp când noi avem puțin, Dumnezeu este cu noi și totul va fi armonie. Când depășim necesitatea, nebunim. Și începem să punem reguli asupra egoului, crește ego, constrângeri. Și Dumnezeu o să vină să le distrugă atunci, pe fiecare în parte. Că sunt foameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt foameni pe care oamenii i-au făcut foameni, și sunt foameni care s-au făcut foameni pe sine pentru împărăția cerurilor. Cine poate să înțeleagă, să înțeleagă. Foameni ce este? Este un bărbat care, prin voință statornică și exercițiul spiritual continuu, își înfrânează complet pornirea trupului, renunțând de bunăvoie la căsătorie sau la relații sexuale. În latină, de la feminus. Deci sunt oameni care așa s-au născut cu această putere, sunt oameni care au căpătat această putere și alții care au reținut această putere ca să urce cât mai sus în împărăția cerurilor. Dar în regulile acestea se vede că bărbatul este făcut să aibă dreptate, indiferent care este motivul, iar pe femeie o tratează ca pe o sclavă. Pedepsită este acolo, ceea ce reprezintă absolutizare. Dumnezeu va face pe dos, va distruge orice absolutizare. În vremea aceea au adus la el copiii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage. Însă ucenicii îi certau. Iisus atunci le spuse, lăsați copiii și nu-i opriți pe ei ca să vie la mine. Ca unora ca aceștia este împărăția cerurilor, deci desprinși de materie, fără interese personale, fără dorința de mai mult bine pentru sine. Și aici arată ce înseamnă raiul, să nu ai dorință de mai mult bine pentru tine. Asta este împărăția cerurilor, ca și copiii. Și punându-și mâinile peste ei, se duse de acolo. Și iată, oare cine venind la el, îi zise, învățătorule, de lucru bun să fac, ce lucru bun să fac ca să am viață veșnică? El îi răspunse, ce mă întrebi despre bun? Unul este cel bun, iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Deci numai Dumnezeu este bun. Și nu este numai bun, este și rău, dar păzește poruncile. Iar cea mai importantă poruncă este, nu pune nimic mai sus. Eu sunt singur Dumnezeu și nu există alt
mântuitor în afară de mine. Dar dacă te închini la un locuitor al lui Dumnezeu, vei suferi. Va trebui să suferi. Înseamnă că nu păzești poruncile. Înseamnă că te împotrivești mie. Mă contești pe mine. Ca unicul care dau viață. O dau și o iau când vreau eu. Care, zice acela, Iisus rosti, să nu ucizi, să nu pracurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Deci total neadevărat. Prima poruncă, să nu-ți faci idoli, să nu pui nimic mai sus, să nu te închini la chip cioplit și la idoli, pentru că eu sunt Domnul și Dumnezeul tău și numai mie să mi te închini. Și a evitat această poruncă, iar celelalte sunt auxiliare. Dacă prima nu este respectată, celelalte nu vor fi respectate. Să nu ucizi, dacă ai ego vei ucide, să nu pracuvești, adică să nu petreci cu lumea, dacă procur mai de binele tău, vei petrece cu lumea, să nu furi, vei dori mai mult bine pentru tine și vei fura, să nu măturisești strâmb, vei minți pentru că ai ego. Să cinstești pe tatăl tău și pe muma ta și să iubești pe aproapele tău ca însuți pe tine. Să-l cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, nu poți, pentru că te preocupi numai de tine și pui binele tău pe primul plan. Să iubești pe aproapele tău, se poate, pentru că te ridici pe tine mai sus, deci nimic nu este valabil. Atâta timp îți pui binele tău mai sus de toate, te închin la diavol, nu la Dumnezeu. Să te închin la Dumnezeu, trebuie să nu pui nimic mai sus, deci să te duci în jos, nu în sus. Tânărul îi zise, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mi mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus, de voi să fii desăvârșit, du-te, vinde afera ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează. Deci împuținare. Asta este adevărat. Pentru că ego-ul este încastrat în averea noastră. Atunci vei avea comoară în cer. Și auzind tânărul plecă întristat, căci avea multe avuții la toată lumea. Iar Iisus zise către ucenicii săi, adevăr grezi vouă că un bogat cu anevoie va intra într-o împărăție a cerurilor. Normal. Deci aici vorbește Iisus cel simplu și modest. Adevăr grezi vouă că un bogat cu anevoie va intra într-o împărăție a cerurilor. Încă o dată zic vouă că mai lesne este să tragă o cămilă prin urechile acului decât să intri un bogat într-o împărăție a cerurilor. Atât de periculosă este bogăția. La acest cuvânt, ucenicii se mirară foarte și ziseră, oare cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le grăi. La oameni, aceasta e cu neputință. La Dumnezeu însă, toate sunt cu putință. Și dacă cauți materia, nu poți să te mântuiești. Dacă vrei să pierzi materia, Dumnezeu va fi cu tine și toate sunt cu putință. Atunci Petru, luând cuvântul, zisa lui, iată, noi am lăsat toate și te-am urmat pe tine. Ce oare va fi nouă? Iisus rosti către ei, adevăr grezi vouă, că voi cei ce m-ați urmat pe mine, la nașterea din nou a lumii, când fiul omului va ședea în jețul măririi sale, veți ședea și voi în 12 jețuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Ce nevoie ai? Ești jos de tot, ești una cu Dumnezeu? Ce nevoie ai? Să stai pe jețurile măririi tale? Mai la mărire se gândește. Să-i judeci pe alții? Păi numai satana-i judecător. Și oricine care a lăsat frați sau surori sau tată sau mumă sau femeie sau copii sau moșii sau case pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Nu se referă la lăsa, referă la desprins, o stare de desprindere. Și la moșii, la case, da. Dacă te desprinzi de ele și le lași, că nu le mai vrei, atunci vei moșteni viața veșnică. Perfect și e normal, pentru că materia nu te mai trage în jos. Ci mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi. Deci dacă lași bunurile acestei lumi, sau nu te mai preocupi să aduni mai mult, atunci vei moșteni viața veșnică. Aveai, dar le-ai dat pe toate. Și ai devenit gol de tine însuți. Pentru că posesiile, ego. Cu cât omoare mai multe